curețe cu sângele lui și să o mântuiască prin dragostea sa inegalabilă. Cu toate acestea, oamenii consideră că este greu să dai totul. Mi-e rușine să aud vorbindu-se astfel și mi-e rușine să scriu despre acest fapt. Dumnezeu nu ne cere să renunțăm la nimic din ceea ce ar fi în beneficiul nostru să păstrăm. În tot ce face, El are în vedere bunăstarea copiilor Lui. O, dacă toți cei care nu L-au ales încă pe Hristos ar putea înțelege că El are de oferit ceva mult mai bun decât lucrurile pe care caută ei să le obțină. Când gândește și acționează contrar voinței lui Dumnezeu, omul provoacă propriului suflet cea mai mare suferință și nedreptate. Nici o bucurie adevărată nu poate fi găsită pe calea interzisă de acela care știe ce este cel mai bine și plănuiește spre binele creaturilor sale. Calea nelegiuirii este calea nenorocirii și a distrugerii. Este o greșeală a cultiva gândul că lui Dumnezeu îi face plăcere să-i vadă pe copiii lui suferind. Cerul întreg este interesat de fericirea omului. Părintele nostru ceresc nu închide căile bucuriei pentru niciuna din creaturile lui. Poruncile divine ne cer să evităm acele îngăduințe de sine care ar aduce suferințe și dezamăgiri și care ne-ar închide poarta spre fericire și spre cer. Mântuitorul lumii îi acceptă pe oameni așa cum sunt, cu toate nevoile, imperfecțiunile și slăbiciunile lor. Și El nu numai că îi va curăța de păcat, asigurându-le răscumpărarea prin sângele Său, ci va împlini nevoia adâncă a inimii tuturor celor care consimt să ia jugul Său și să poarte povara Sa. Scopul Său este acela de a le da pace și odihnă tuturor celor care vin la El pentru pâinea vieții. El cere din partea noastră să îndeplinim numai acele îndatoriri care ne vor conduce pașii pe înălțimile unei binecuvântări, la care cei neascultători de voința Lui nu vor putea ajunge niciodată. Adevărata bucurie a vieții celui credincios este aceea de a-L avea în inima lui pe Hristos, nădejdea slavei. Mulți pun întrebarea: cum să mă predau lui Dumnezeu? Dorești să te predai lui Dumnezeu, dar simți că ești slab, nu ai destulă putere morală, ești rob al îndoielilor și stăpânit de obiceiurile vieții tale păcătoase? Făgăduințele și hotărârile tale sunt asemenea unor funii de nisip. Nu-ți poți controla gândurile și nu poți să-ți stăpânești impulsurile și sentimentele. Amintirea făgăduințelor călcate și a angajamentelor neîmplinite îți slăbește încrederea în propria sinceritate și te face să crezi că Dumnezeu nu te poate accepta. Dar nu trebuie să deznădăjduiești. Ceea ce trebuie să înțelegi este adevărata putere a voinței. Aceasta este puterea care guvernează natura umană, puterea deciziei sau capacitatea de a alege. Totul depinde de acțiunea corectă a voinței. Dumnezeu le-a dat oamenilor capacitatea de a alege. Datoria lor este aceea de a o exercita. Tu nu poți să-ți schimbi inima, nu poți să-i predai lui Dumnezeu sentimentele tale, dar poți alege să-i slujești. Poți să-i dai lui voința ta. Atunci, El va lucra în tine și voința și înfăptuirea după buna sa plăcere. În felul acesta,
întreaga ta ființă va fi adusă sub controlul Duhului lui Hristos. Sentimentele tale vor fi îndreptate numai spre El, iar gândurile vor fi în armonie cu El. Dorințele de bine și de sfințire sunt bune, dar dacă te limitezi la dorințe, ele nu-ți vor folosi la nimic. Mulți vor fi pierduți în timp ce speră și doresc să fie creștini. Ei nu ajung până acolo încât să-și predea voința lui Dumnezeu. Ei nu aleg chiar acum să fie adevărați creștini. Prin corecta folosire a voinței, se poate produce o schimbare totală în viața ta. Când îi supui voința ta lui Hristos, te aliezi cu acea putere care este mai presus de toate domniile și stăpânirile. Atunci vei primi putere de sus ca să rămâi statornic și astfel, printr-o continuă predare de sine lui Dumnezeu, vei fi făcut în stare să trăiești viața cea nouă, viața de credință.